ziua, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit la ediția de toamnă, iarnă 2024-2025. O ediție specială, puțin mai înainte de începerea oficială a sezonului nostru de emisiuni. O emisiune care este așteptată de foarte mulți telespectatori pentru lămurirea ultimilor probleme la zi în legătură cu legea nouă, legea pensiilor, legea 360/2023. Pentru asta am invitat-o pe doamna director Denisa Ramă, a Casei Județene de Pensii Galați, pe care am mai invitat-o și prin februarie și mulțumesc pentru că a doua oară este în studioul nostru, cerându-i atunci să ne vorbească despre cât de bună este noua lege, cât de promițătoare și cât de necesară în același timp pentru eradicarea unor inechități acumulate în sistem. Iată că după câteva luni bune, din nou doamna este prezentă în studioul nostru și o să întreb, doamnă, bine ați venit la noi, cum stăm, în ce stadiu ne aflăm cu noua implementarea legii noi a pensiilor? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Aș dori în primul rând să discutăm despre rezultatele recalculării în conformitate cu această lege, legea 360 pe 2023, care a intrat deja în vigoare la 1 septembrie 2024. Pentru că suntem așa într-o atmosferă de multă mediatizare a acestei recalculări, aș dori să spun care sunt rezultatele pe județul Galați și să vă explic mai un pic mai tehnic, astfel încât cei de acasă să înțeleagă deciziile pe care le-au primit. Și o să încep în primul rând a vă spune că în județul Galați s-au evaluat 122.515 de dosare. Adică toate. Da. Și din acest număr 103.468 de dosare au fost cu majorări de pensii. Și eu v-am adus și eu o statistică. Avem 19.047 de persoane care nu au primit nicio majorare. Acestea vor primi indemnizația socială minimă, 1.281 de lei, în continuare. Pe parcursul emisiunii o să revin la aceste persoane, astfel încât să nu fie speriate, că deja am întâlnit persoane care au decizii sub acest cuantum, 1.281 de lei. Chiar zilele trecute am întâlnit o doamnă care avea 730 de lei, dacă nu mă înșel, pe decizie și am liniștit-o spunându-i că în continuare va primi indemnizația socială minimă, aflată în plată, 1.281 de lei, așa cum vă spuneam. O să revenim la această categorie pentru că am mai multe de spus. Între 1 și 500 de lei au obținut 51.143 de pensionari. În plus, da? Da, în plus față de cuantumul pensiei care l-aveau la luna augusta. Între 1.000 și 2.000 de lei au obținut 21.291 de pensionari. Între 2.000 și 3.000 de lei au obținut 2.023 de pensionari. Între 3.000 și 4.000 de lei au obținut 125 de pensionari, deja scade drastic numărul, pentru că și valorile sunt foarte mari. Între 4.000 și 5.000, 18 pensionari și între 5.000 și 6.000, 5 pensionari. Și acum, dacă îmi permiteți, o să revin la cei 19.000 de pensionari care nu au primit nicio majorare, spunându-le că în toamnă, dacă, eu știu, au adeverințe în plus referitoare la acele venituri brute, la fel mult mediatizate în presă, noi facem recalcularea începând cu luna septembrie, o să facem recalcularea acestor venituri brute, avem termen de 6 luni de zile și acolo la venituri brute avem salariul de merit, prime, ore, eu știu, peste programul de lucru și așa mai departe, toate sporurile cu caracter nepermanent la care s-a plătit salariul, la care s-a datorat CAS.
și pot reveni cu o adeverință de genul acesta pentru a o depune la casa de pensii în vederea recalculării. La fel vreau să insist pe un alt subiect referitor la indemnizația socială minimă. La 1 ianuarie 2025 aceste persoane vor primi indemnizația socială minimă acordată de stat prin legea bugetului de stat, dar cea care va fi în cuantumul aprobat în lege. Deci nicio persoană nu o să aibă o pensie mai mică decât indemnizația socială minimă garantată de stat. Și care va fi indexată de la 1 ianuarie cu indicele de inflație și cu... A fost un impact mediatic la început foarte mare. Aceste persoane, și e firesc să fie așa, într-un fel, aceste persoane s-au speriat. În sensul acesta, președintele Casei Naționale de Pensii și doamna ministru a Ministerului Muncii au formulat o adresă, o scrisoare pe care noi am trimis-o deja în teritoriu la această categorie de persoane, această categorie care nu a beneficiat de și în mod oficial să-i liniștească cumva să nu mai sigur. Stea panicați, da, am înțeles. Sigur, această lege, așa cum spuneam și în februarie, a suscitat o mare fervoare, ca zic așa, și așteptare. Mă gândesc eu că acum sunt și multe confuzii, datorită și presei și știrilor care s-au întrepătruns așa și nu s-au prea explicat bine, pe de o parte. Pe de altă parte, mă gândesc că poate din partea guvernanților care au adoptat această lege prin Parlament, s-a lăsat impresia, sau poate chiar mai mult, că o să fie o majorare și nu o recalculare care putea presupune și scădere sau rămânere la același cuantum. Și toată lumea s-a așteptat doar la majorare, că așa a sclipit ideea atunci. Poate că și asta a fost o chestie. Dar acum s-au cam înțeles oamenii cum stau lucrurile, nu? Da, în primul rând, noua lege prevede o nouă formulă de calcul a pensiei. Și am să pornesc de aici. Formula este mult mai simplă decât în celelalte legi. Numărul total de puncte se mulțește cu valoarea punctului de referință, care la ora actuală este 81 de lei. Așa cum vă spuneam și în ultima emisiune aici la dumneavoastră, noi avem numărul total de puncte pe ultima decizie care o ținem acasă, da? Numărul total de puncte pe care dumneavoastră îl vedeți în josul paginii la ultima decizie emisă de noi, eliberată de noi, numărul de puncte îl înmulțim cu 81 și aflăm noul cuantum al pensiei fără punctele de stabilitate. Legea prevede acordarea acestor puncte de stabilitate ca un bonus a muncii noastre peste 25 de ani. Deci, practic, cine are o vechime mai mare... Exact, un stimulent. Da. Deci, cine are o vechime mai mare de 25 de ani primește acele puncte de stabilitate pentru acești ani lucrați efectiv. Da? Am întâlnit foarte multe persoane, foarte multe, încă mai este această... Adică vin la dumneavoastră, au venit și... Da, deși s-a ieșit în presă deja, da, și... Da, omul se duce el să vadă... Da, bine, îmi spunea o doamnă că nu se uită la televizor și poate, că da. Să o înțeleg. Sau e nu foarte... înțeleg, da. Dreptul fiecăruia să se uite sau nu la televizor. O doamnă îmi spunea că nu înțelege de ce nu îi se acordă aceste puncte de stabilitate pentru că dumneai a lucrat peste 25 de ani. Când am verificat-o pe doamna respectivă, doamna acumulase pensia cu salariu. Deci, oameni buni, deci pentru situațiile în care noi am acumulat pensia cu salariu, pentru situațiile în care am avut, eu știu, un concediu medical și acesta nu a constituit bază CAS, pentru situațiile în care am avut un șomaj tehnic, pentru situațiile în care am avut o indemnizație pe lângă pensie. Sau chiar șomaj. Exact. Statul nu ne acordă bani. Deci statul acordă bani doar pentru anii efectiv lucrați după 25 de ani.
dar ani lucrați efectiv. Am avut aceeași problemă și cu mama mea, trebuie să recunosc. La fel, nu înțelegea de ce, dacă dumneavoastră are 48 de ani, de ce i-am tăiat din anii de vechime și nu i-am dat bani. I-am explicat foarte simplu că pentru numărul de ani în care acumula pensia cu salariu, nu puteam să-i acordăm, să-i dăm bani. Astfel că i-am acordat doar pentru vechimea de după 25 de ani. Deci ani în care mama mea, de exemplu, nu a acumulat. Da, eu, fiind jurist de profesie, înțeleg un pic mai bine legile. Dar și eu, acum, ascultându-mă pe dumneavoastră, mă pun în mintea mamei dumneavoastră, mamei mele, chiar și altă, pentru că înțeleg cam așa, că le-ați dat bani. Deci, haideți să lămurim puțin lucrurile. Am ieșit la pensie în 2019. Am avut un punctaj acolo, dar am mai lucrat în continuare și am cumulat pensia cu salariu. Da. S-a recalculat în fiecare an la cererea omului, da, în fiecare an lucrat în plus, s-a recalculat și s-a mărit punctajul. Exact. Dar când s-a făcut calculul la, acum la recalculare, s-a luat punctajul din ultima decizie. Zice că am lucrat 3 ani. Ultima decizie, ăla e punctajul. Da. Doar la punctele de stabilitate s-a luat decizia primă de ieșire la pensie. Nu, noi luăm numărul total de puncte a fiecărui om de la ultima lucrare. Bun, asta pentru cuantumul total al pensiei, dar pentru punctele exact. De stabilitate. Pentru punctele de stabilitate nu are nicio legătură ce spuneți dumneavoastră. Deci pentru punctele de stabilitate se acordă pe acele plaje, da? După Știu plajele, dar era vorba de care decizie contează. Noi pornim de la numărul total de puncte, deci noi practic, vreau să subliniez, nu umblăm la numărul de puncte al oamenilor, da? Numărul de puncte îl avem în calculator pe ultima lucrare, da? De la acela pornim. Deci numărul total de puncte, da? Pornim de la el, apoi alocăm punctaj pentru cei peste 25 de ani de muncă. Am înțeles. Numărul de puncte inițial care îl avem în calculator plus numărul de puncte date de punctele de stabilitate, da, ne dă punctajul total, final. Dar mama dumneavoastră a lucrat 47 sau 48 de ani. Mama mea a lucrat 48 de ani și a avut cumulul salariului cu pensia, pentru da? 7 ani, pentru acel cumul noi am făcut recalculare și acum când am dat punctele de stabilitate nu i-am mai dat și e logic să fie așa. Deci n-ați dat punctele de stabilitate și pentru ce a lucrat după ce a ieșit. Nu poate plăti de două ori pentru aceeași muncă. Da, asta vreau să lămurim mai clar ca să înțeleg că azi a ieșit la pensie și astăzi s-a fixat. Da, multe persoane îmi expun această situație, dar din punctul nostru de vedere este așa absolut, e legea. Dumneavoastră aplicați normal, legea, pentru practic. Că pentru sumele acelea s-a făcut deja o recalculare. Da. Iar dumneavoastră nu puteți să adăugați la lege decât să respectați și să aplicați legea așa cum este ea. Ok. Mai departe, ce nemulțumiri, să zicem așa, au suscitat cele mai multe, mai multe interese, mai multe audiențe la dumneavoastră? La fel, mai erau, multă lume nu-și mai amintește numărul de ani la acest cumul, e și normal să fie așa. Apoi nu se înțelege de ce pe șomajul tehnic la fel nu se acordă puncte de stabilitate, șomajul înainte de 1 aprilie 2001 nu a fost contributiv. El deci s-a pus ca vechime. Toată vechimea, exact. Sporul de grupă, cel mai important sporul de grupă, așa cum știți, cei de pe grupa 1 de muncă, grupa 2 de muncă, condiții speciale, condiții deosebite, aceștia au avut un spor de grupă, da? 6 luni la an pentru grupa 1, respectiv condiții speciale, 3 luni la an grupa 2, condiții adică deosebite de muncă. Adică la vechime se scădeau aceste exact. Grupi? Exact. Pentru acest spor de grupă și noi suntem un județ cu combinatul. Mulți siderurgiști, așa cum știți, și logică pentru aceste sporuri de grupă care nu au fost mici, au fost destul de mari sporurile de grupă, vorbim de ordinul anilor, da? Așa, nu s-au acordat puncte de stabilitate. Sporul de grupă la ce ne-a ajutat? Ne-a ajutat la deschiderea dreptului de pensie, la mai vechime, devreme. Ca să ieșim mai devreme la pensie. Cândva în 90 eram la combinat, se ieșea la pensie cu ordinul 50 din 1990, în care dacă aveai grupa 1 de muncă 20 de ani la coxerie, de exemplu, și stagiul era de 30 de ani, ți se scădea cu 10 ani, puteai să ieși
La 20 de ani de muncă, bun, grupa deci exemplu care l-ați dat, da. Acei 10 ani sporul de grupă nu s-a primit, nu s-au primit punctele de stabilit. Exact, numai că s-a ieșit mai devreme cu 10 ani decât exact. Ceilalți oameni. Da. În afară de asta, au avut și un calcul la contul pensii mărit, pentru că și contribuțiile lor, celor care au lucrat în grupa 1 și a 2 sau condiții speciale și deosebite, era mai mare, fie de salariat, fie de patron. Se plătea mai mult la buget. Și atunci ei au beneficiat de un spor la plată, dacă, de exemplu, ieșea, să zicem, 50 de lei pe un an de zile, îi se dădea 75 de lei, pentru că se mai dădea un 50%, da. Nu? Da. Am explicat asta și astăzi. De-aia au avut pensiile mai mari ei, da. Și mai mari. Astăzi am avut o întâlnire cu sindicatele din combinat și da, era o nemulțumire legată și de acest aspect, care eu l-am explicat cum am explicat și aici. Se cereau puncte de stabilitate și pentru ceilalți 10 ani? Da, de unde a pornit această idee cu punctele de stabilitate? Așa cum știți, aveam persoane care munceau 35 de ani, 40 de ani și aveau o indemnizație socială minimă. Și aveam persoane, avem persoane care în urma contribuției aveau o pensie de 7 lei. Da. Da, avem și astfel de persoane și persoana cu 7 lei primea indemnizație socială minimă. Și atunci, ca să echilibrăm un pic aceste discrepanțe, am venit cu aceste puncte de stabilitate. Deci, exact. Practic, punctele de stabilitate sunt, ca v-am spus și la început, ca un bonus, să zic așa, pentru cei care au muncit. Pentru longevitatea exact, pentru muncă. Cei care au muncit mai mult. Mai mulți ani, da. Da. De altfel, și legea 360 pune un mare accent pe stagiu complet de cotizare, adică pe mulți ani de muncă. Se dau niște reduceri prin noua lege, dar trebuie să ai un anumit stagiu de cotizare. Se încearcă, mă rog, media de viață a crescut în România, nu față de anii din urmă, și se încearcă cumva o ieșire la pensie mai tardivă. Este motivată munca. Da, da, ca să mai rămână în câmpul muncii. S-a înțeles. Ideea este că nu s-a prea comunicat foarte bine sau oamenii n-au înțeles, pentru că și eu am văzut pe la televizor și era o călăbăceală de informații de unii peste alții, că la un moment dat nu mai înțelegeai nimic. Și probabil că mulți oameni au rămas nedumeriți. Dar la ora asta, cum stăm la Galați? La Galați, deci creșterea medie este de 640 de lei. Într-adevăr, nu este foarte mare, exact cum vă spuneam, din cauza combinatului siderurgic, din cauza pensionarilor care provin din siderurgie. De ce? Pentru că, așa cum am zis, dumnealor au ieșit mai devreme la pensie și eu știu, ieșind cu un stagiu mai mic, logic că nu au mai prins aceste puncte de stabilitate și atunci pensia nu a crescut așa mult. Dar pentru o persoană care a lucrat în condiții normale, creșterile sunt foarte frumoase, sunt creșteri peste 1000 de lei. Pentru persoanele, într-adevăr, care au lucrat pe grupe de muncă, creșterile sunt mai puțin frumoase. În alți termeni mai populare, aș zice așa. Cei care au ieșit mai devreme la pensie, conform legilor din vigoare la data respectivă, au beneficiat de faptul că au ieșit mai devreme odată, n-au mai stat la muncă, n-au mai muncit și au luat și pensii puțin mai mari. Acum stau puțin pe loc ca și cei care au muncit mult și au avut pensii mici să mai crească și ei. Da, eu aș vrea să pun accent un pic pe beneficiile care au fost pentru această categorie de pensionari ca să înțeleagă lumea foarte clar. Dumneavoastră v-ați confruntat cu tot felul de cele. Știți mai bine ce așteaptă oamenii. Vă rog, spuneți-le cât mai deci, o persoană care a lucrat, într-adevăr, a lucrat pe condiții foarte grele, pentru că astăzi despre asta se vorbea, de exemplu, că au lucrat în condiții foarte grele și dumnealor mi-au adus și poze cu condițiile care erau la furnale, mă rog, în acele secții și eu respect normal ca fiecăruia și condițiile de muncă au fost într-adevăr destul de grele. Dar, din alt punct de vedere, aș vrea să spun și care au fost beneficiile. Numărul total de puncte pe acei ani de grupa 1, grupa 2 de muncă, condiții speciale, condiții deosebite, s-au majorat, da? Numărul de puncte s-a majorat cu 50%, respectiv 25%. Deci a fost un bonus la punctaj. Detaliați puțin, adică. Da. Adică, dacă
Eu am avut două puncte, să zic, pe o perioadă în care am avut paunul de muncă, acele două puncte le-am înmulțit cu 50%, da? Deci am dat un bonus de 50% la punctaj. Deci nu se pot plânge că n-au avut ceva beneficii atunci când au ieșit la pensie, pentru că s-a calculat două puncte deci sau patru puncte, s-au încă două. S-au majorat punctajele, da? Da. Apoi, stagiul complet de cotizare la care s-a împărțit numărul total de puncte a fost 25 de ani. Făcând împărțirea la 25 de ani față de condiții normale unde s-a împărțit acest număr total de puncte la 35, da. 30. M-a fost cazul meu, de exemplu, da? La dumneavoastră a fost 35, da? Da. Ei, din start, la dumnealor s-a împărțit la 25. Deci când împarți un număr la 25, iese un rezultat. Așa, deci este un când împarți la 35, iese mai mic. Bun. Un alt beneficiu a fost cel legat de ieșirea la pensie mult mai devreme. Da? Deci au ieșit dumnealor la 55 de ani, 54, 53, 52 de ani. Dar chiar la 50 de ani. Eu am avut colegi care au ieșit la 50 de ani în cap. Aveau 20 de ani de grupa întâi, au ieșit la pensie. Gata, au câștigat 10 ani. La 50 de ani. Ei, să nu mai spunem că e un aspect care nu ne-a interesat pe noi. Majoritatea s-au reangajat pentru că vedem din punctele de stabilitate. Peste 80%, da? Așa s-au reangajat și au acumulat pensia cu salariu, e foarte bine. Și s-a adăugat pentru asta puncte la punctajul. S-au făcut recalculări, da? La acest cumul pensie cu salariu. Nu poate să spună nimeni că nu au fost avantajate aceste categorii de persoane. Dar doreau și puncte de stabilitate, eu am înțeles la unii dintre ei că... Doreau și puncte de stabilitate și pentru că au fost aceste condiții grele, doreau o majorare mult mai mare. Dar avem pensii ale siderurgiștilor din combinat, avem pensii de peste 10.000 de lei, avem pensii de 9.000 de lei. Am văzut și eu, am urmărit și eu 8.000 de lei. Comunicarea guvernanței. N-aș fi pomenit niciodată tot anul acesta, anul ăsta se fac recalculările pensiilor și nu majorările lor. După aceea, recalculare pentru toată lumea, din care unii s-ar putea să crească, alții s-ar putea să scadă. Toată lumea s-ar putea la creștere. Nu mai spun de fapt că unii deci au și scăzut chipurile pe acte, că nu le ia niciun ban din ce luau cuantumul la 31 august. Da, asta este un alt subiect. Deci chiar dacă pe decizie apare un cuantum mai mic, da, se respectă cuantumul din plată. Care l-a luat în luna anterioară. Diferențele sunt foarte mici. Chiar dacă dau un exemplu... Bun, dar dacă ai ieșit cu un leu mai puțin sau 10 lei... Am o pensie de 8.000 și ceva de lei și pe noua formula a pensiei nu mai am 8.000 de lei, am 7.800. Da. Deci sunt diferențe mici, dar... Dar ție se plătește tot 8.000 de lei? Exact, dar rămânem cu pensia aflată în plată la luna august. Deci nicio pensie, repet, nicio pensie nu se taie. S-a dat și guvernul, a dat hârtia aceea scrisă la oamenii care au problemă, ca să fie sigur. Da, deci, așa cum a fost mediatizat la început, că au scăzut pensiile. Nu a scăzut nicio pensie în România. Pensiile, deci cei care au un cuantum mai mic, rămân cu pensia aflată în plată. Bun. Ce mai putem face? Vă spuneam la început de emisiune, venim dacă avem acele adeverințe cu venituri brute. Sperăm și acolo să, în urma recalculării, să mai crească punctajul. În alt ordine de idei, la 1 ianuarie 2025 ne așteptăm la un VPR mai mare de 81 de lei. Acolo, la fel, toată lumea va beneficia de acel VPR. Toată lumea care are pensie. Toată lumea. Vom mulți total de puncte, îl vom mulți cu noul VPR. Care și ăla va crede, care e 81 de lei acum, nu? Sau VPR-ul, statul român este obligat să îl majoreze cu 100% rata inflației plus 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie. Care acum e scontat undeva în jur de 10-12%, dacă nu mă înșel, am auzit. Da. Posibil să fie mai mult sau mai puțin în funcție de încheierea anului. Da. Ce am mai întâlnit, aș vrea să pun accent aici, am mai întâlnit multe doamne care au 2-3 copii și vor să iasă mai devreme la pensie. Într-adevăr, este conform noii legi, avem articol de lege, dar atenție și acolo, trebuie să avem un stagiu complet de cotizare. Deci dacă eu nu am stagiu complet de cotizare realizat, nu voi putea beneficia de acel articol care îmi spune că pot să ies mai devreme la pensie cu 6 luni pentru fiecare copil. Dar mie îmi rămăsese o întrebare așa suspendată și v-aș ruga să facem o mică paranteză.
stagiu de cotizare e pentru toată lumea, acum și bărbați și femei? Stagiul complet de cotizare este 35 de ani, el crește progresiv la femei, da, până în 2030. Momentan e undeva mai jos de 35, da? Dar și cum s-a făcut raportarea la 25, de exemplu? Raportarea la 25, așa cum vă spuneam, pentru că de-a lungul timpului stagiul complet de cotizare, el a fluctuat. Așa, am avut stagii de cotizare și de 30, și de 35, și de 32 și așa mai departe. Și la, de 15 sau 17 Cum vă spuneam, la cei cu condiții acum speciale, toată lumea e la fel. Grupa 1, grupa 2 de muncă, condiții deosebite, a fost 25. Legea iutorul a stabilit un 25 de ani ca un stagiu mediu. Așa. Ca să mulțumească pe toată lumea. Deci toată lumea se raportează la 25 acum sau la 35? Nu, stagiul complet de cotizare este 35, dar înțeles. La formula VPR-ului. Ah, la formula VPR-ului doar e 25. Da, am înțeles. S-a folosit stagiul mediu 25. Okay. O femeie trebuie să aibă 32 sau cât e acum, da, la momentul 32. Ăsta. O să ajungă la 35 și da. Peste câțiva ani. 32. Dacă nu are 32 de ani lucrați, nu poate beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu 6 luni pentru un copil născut. Asta vreți să spun, da? Exact. Am întâlnit multe doamne... Deci are 30 de ani. Nu poate să... am 3 copii, hai să... Nu pot să reduc decât dacă am stagiu complet de cotizare prevăzut la ora asta. Exact. În anexa 5. Ok. Deci cred că s-a înțeles acum, da? Ce vreau să vă spun? Am urmărit și eu televiziunile cât am putut, așa. Cred că și unele televiziuni au făcut bine în general că au dezbătut această problemă, dar au dezbătut atât de mult încât au zăpăcit pe oameni. Unii au fost răuvoitori, am văzut eu din televiziuni, care încercau să accentueze laturile doar negative. Și eu am văzut, vă spuneam că procentul de majorare este mare. Și s-a făcut așa un, nu știu, o medializare negativă a acestui proces. S-a mers doar pe jumătatea goală a paharului, să zic așa, sau pe... Da, și majorări au fost, adică la Galați 103.468 e o cifră. 122. Exact. A fost o majorare frumoasă și nu înțeleg de ce atâta toxicitate. Au venit și din ăștia care au primit majorări să-și arate nemulțumirea? De obicei vin cei care nu au primit majorări prea mari. Nu prea mari, n-au primit deloc? Nu. De obicei vin cei cu majorări sub 1000 de lei. Puțin sunt cei cu majorări peste 1000 de lei. În afară unor erori eventuale, dacă sunt erori sau ceva. Da, noi le stăm la dispoziție. Nu insist să nu arunce banii la avocați alți specialiști în ghilimele, că am văzut o grămadă de specialiști acum. Da, noi analizăm decizia și acolo unde, eu știu, s-au strecurat greșeli de soft. Pot fi, am înțeles că 0,62% dacă nu mă înșel la nivel național. Da, sunt câteva decizii. erori da. Legate de softul pe care l-am avut. Sub 0,1%. Le vom corecta și vom face revizuirea deciziei respective. E rezonabil, da, sub 0,1%, să zic așa. Deci adresez tuturor rugămintea să cine are o neclaritate legată de această decizie, indiferent, sunt multe persoane care mă întreabă ce e stagiul necontributiv, ce e stagiul asimilat, stagiul asimilat. Dacă vreți să le repetați, așa spune, stagiul contributiv, care, spune definițiile puțin deci, așa. Deci, prin stagiul contributiv înțelegem stagiul efectiv lucrat, da, anii lucrați. Stagiul necontributiv se referă la cei ani pentru care noi nu am contribuit cu CAS la sumele respective. Și care ar fi? Și vă spuneam, sporul de grupă, șomajul până în 1 aprilie 2001, șomajul tehnic, concediile medicale la care nu s-a plătit CAS, de exemplu, acum se plătește CAS la concedii medicale. Da, obligatoriu, ele vor intra în stagiu la ce plătim. Dar ce a fost înainte de 2001 nu pot intra pentru că nu se deducea. Exact, nu se plătea CAS la acele concedii medicale. Și nici la șomaj. Nu. Până în aprilie 2001 nu s-a plătit. Șomajul este stagiu necontributiv. Stagiu asimilat. Stagiu asimilat, facultate, armată. Master armată, da. Mă întreba cineva, dar armata mi s-a luat? S-a luat la deschiderea dreptului de pensie, că noi punem, livretul militar, dacă vă amintiți. Da. Știu că și eu am făcut armate. La dosarul de pensie. Și referitor la facultate, nu? Punem diploma de licență și foaia matricolă. Așa. Da.
Deci cam astea sunt noțiunile cu care lucrăm și, bine, cel mai important apare acel spor de grupă. Sporul de grupă este evident la noi, la Galați, pentru că au fost din cauza combinatul, șantierul naval, chiar și CMSG-ul și au mai fost deci sporul de grupă apare care au avut deseori bun, legat și de adeverințele număr mare de ani. De adeverințele pentru mica recalculare, cum i s-a spus, care începe la 1 septembrie și termină la 1 martie, dacă mă înșel. Se termină în februarie, da, avem 6 luni la dispoziție să facem această recalculare. Bineînțeles că... Cine trebuie să aducă adeverințe și am înțeles că modelul este în lege. Nu l-am văzut, dar e un model... Modelul este în anexa 6 la legea 360. Așa. Angajatorii își asumă responsabilitatea prin acea adeverință că au datorat CASE. Da, datele sunt reale. Din, da, să știți că mulți nu-și asumă. Păi, dacă sunt formularul... angajatori care nu-și asumă că au plătit CASE și atunci nu emit. Și atunci, nu emit sau... Nu emit o sau emit cu alții, mențiunea că nu am dedus sau nu am plătit. Asta ar fi o culpă. Da, iar aduc aminte de mama mea că am umblat după această adeverință și i s-a dat, de exemplu, al 13-lea salariu o dată pe an. Da, ajută niște, la ceva oare? Sunt niște sumiți acolo, da. Când e vorba de decizia asta fără bani de la firmele care sunt în activitate, cum e combinatul, de exemplu, nu e o problemă că mai câștigă 5 lei, 10 lei. Dar când cineva pentru o adeverință de asta, întreprinderea la care lucrează nu mai funcționează și trebuie să meargă la una din arhivele private, acolo e o problemă. Fratele meu a luat de la o arhivă din asta 22.000 de lei, l-a costat vechimea și adeverințele alea care se luau în calcul, sporurile care se luau în calcul de vechime și de noapte care se luau, știți? Da. Acum se iau toate. Ar trebui să mai plătească o sumă să-i caute aia încă o dată. Acolo e o problemă. Ce aveți să le spuneți? Deocamdată se negociază sau se discută problema asta. Da, prețurile sunt reglementate de arhivele naționale și oamenii ar trebui să se adreseze arhivelor naționale. Dar înțeleg că la nivel de grupe de pensionari, de asociații de pensionari și chiar sindicate, ar fi niște solicitări la guvernanți să facă cumva să reaplice sau să ia în calcul articolul din legea 120. Cu 10%, nu? Cu 10% la toată lumea și să nu mai aducă niciodată. Dar deocamdată rămânem în picioare treaba cu adusul adeverințelor, da? Da, este un proces destul de greu cu aceste adeverințe. Noi avem în evidență, deci o să facem o selecție și pe registratură și o selecție la evaluarea dosarelor. Noi a trebuit să bifăm, să spunem, dacă are persoana respectivă acea adeverință. Am bifat, mă rog, o căsuță acolo în program cu da sau nu și o să scoatem... aceste persoane, mai greu este pentru persoanele care n-au reușit să le obțină. Că bun, dar că să zicem, mergem pe partea plină de gata. Să zicem că le obțin persoanele. Deci trebuie să fie formularul din lege, din anexa 6. Anexa 6, odată. În al doilea rând, trebuie să fie depus la dumneavoastră în perioada 1 septembrie, deci de azi înainte, până la 29 februarie sau 28 cât o fi luna anul bine, viitor. Să avem timp să le lucrăm, da. Bun. Dar indiferent de data când se vor depune, că se depune acum în octombrie sau în februarie anul viitor, sumele datorate de către dumneavoastră ca pensii se calculează începând cu 1 septembrie, e adevărat sau nu? Așa am înțeles. Așa este, așa este. Să vedem și ce sume se vor obține, pentru că... Indiferent cum, dacă vine adeverința... Am văzut și adeverințe mai goale, așa cum vă spuneam, adică cu un salariu de merit... Apropo, e posibil ca din adeverințele astea... cu sumele care vin să scadă, să se repete anumite informații. S-ar putea să scadă cumva? Nu știu dacă s-ar putea să scadă, n-aș putea să confirm lucrul ăsta. Au fost situații în instanță, da. Pentru că eu știu că în anumiți ani în instanță, se lucra în acord global și se plăteau 80% din salarii. Da, și erau sub plafon. Și cu adeverința respectivă i-a mai scăzut, de fapt, din ce avea. Da, am avut situații de genul ăsta. Dar în instanță, adică au obținut omul în instanță să-i luăm adeverința și când am lucrat o i-a dat o pensie mai mică și atunci... Sau mai mare cu 50 lei, am înțeles. Da. În altă ordine de idei, de genul acesta. Da, în altă ordine de idei, dacă aceste adeverințe aș vrea ca, de ce am înțeles și eu și dumneavoastră, ori spuneți, ori confirmați dumneavoastră, dacă această adeverință eu o voi aduce la întâi, că o să aduc și eu, dar nu știu când o să iau, o aduc la 1 martie anul 2025. Veți calcula cu 1 aprilie. Eu aduc în martie anul viitor și să nu mai calculați de la 1 septembrie, ci din data luna de 1-a lunii următoare. Da. Deci asta așa trebuie este să rețină, că cei care le aducem până la 28 februarie anul viitor,
li se vor calcula drepturile câte vor fi ele, un leu sau 100 de lei, din 1 septembrie exact, anul ăsta. Da, da. Dacă o aduc după februarie anul viitor, se va calcula în luna, întâi ale lunii următoare și îmi va apărea anul următoare. Bun, acum se pune problema cu aceste firme și cu aceste adeverințe. Deci, adeverințele trebuie să fie pe care le aducem noi până la 1 aprilie 2001, dacă nu mă înșel, da? Da, până e vorba de veniturile brute până în aprilie 2001. După 1 aprilie 2001, noi avem toată baza de date. Angajatorii erau obligați să depună o declarație 1005 sau 1025. 1-2 este acum. Așa, 1-2 acum, din care reieșeau aceste toate bruturile, veniturile brute. Și nu mai e nevoie să aduc adeverințe. Nu. Deci dacă eu am lucrat după 2001 și am avut asemenea spor, nu am nevoie să aduc adeverință pentru că, virgulă, casa de pensie o va lua în mod oficial de la ANAF, am înțeles, din acele declarații. Avem o bază de date deja, avem tot. Aveți interconectivitate, înțeleg. Și când puneți CNP, omul îl găsiți cu toate veniturile. Sigur, avem toate veniturile brute de la 1 aprilie 2001. Deci dacă ați lucrat, cum e cazul meu, până la 2001, aprilie 2001, când a intrat în vigoare parcă legea, nu, următoarea lege? Da, legea 19. Atunci aducem adeverință. Că ele nu le găsiți nicăieri. Trebuie să aducem noi adeverință, da? Da. Ca să se înțeleagă. Nu vine toată lumea. Se bulucesc toți, pun cerere acolo și unitatea trebuie să răspundă. Stai că n-aveai drept, n-aveai drept. Deci nu depunem pentru că nu e nevoie. Da, exact. Okay. Alte aspecte, doamna... Și unitatea își asumă responsabilitatea pentru sumele acelea. Unitatea este obligată prin lege să emită această adeverință la cererea salariatului. E o problemă că în aceste unități sunt oameni de resurse noi. Și nu prea mai știu. Le vine foarte greu. Am înțeles că le vine foarte greu. Dar arhivele le au, pe de o parte, și vor trebui să învețe lucrul ăsta. Dar dacă se pune... cazul, să zice că cineva, un angajator, le-a prevăzut în hârtii, dar nu au virat banii, efectiv. Adică au reținut la sursă. Sintagma tot este un succes al organizațiilor de pensionari. Da. Sintagma a rămas în lege datorat, dacă s-a datorat ce atât. Nu contează dacă s-a plătit sau nu s-a plătit de către angajator. Că înainte era infracțiune. Am avut procese care le-am câștigat datorită acestui fapt că atunci când... Au datorat, dar n-au plătit. Nu, atunci când angajatorul a trebuit să dovedească că a plătit, a avut documentul. Și atunci noi am câștigat procesul. Ați câștigat procesul. Da. Dar acum nu mai există această condiție. Dar acum, este un succes al organizațiilor de pensionari. Da, interesant. Pentru această sintagmă datorat. Uh-huh. Și atunci, dacă s-a datorat. Omul nu are nicio vină, că exact. Angajatorul nu a plătit. Bun, alte aspecte la care vreți să vă mai referiți. Deci... Deci cu decizia de recalculare, zic eu că am lămurit, nu am umblat la numărul total de puncte. M-am întâlnit foarte multe persoane care au zis, aoleu, mi-ați umblat la pensie, mi-ați micșorat-o, noi n-am umblat la nicio pensie. Deci am pornit de la numărul total de puncte care l-a avut persoana. Dar au fost și erori în care dacă am auzit nu corespunde că numărul total de puncte. Ultima decizie emisă. Dacă nu corespunde cu ultima decizie, trebuie neapărat să facem noi revizuire, corecția necesară. În lege s-a prevăzut și pe decizie scrie că o poți contesta în 45 de zile la instanță. Da, așa înainte lege. De a contesta spuneți și de a pierde niște bani, veniți la Casa de Pensii, avem personalul de la evaluare care vă stă la dispoziție. Garantați la că le faceți în cele 45 de zile ca să nu aibă, să nu iasă omul din termen? Trebuie. Adică le tratați cu prioritate, înțeleg. Sigur, așa am văzut și primul ministru, dacă nu mă înșel, că a zis și ministrul muncii. Sigur. Aceste sesizări sunt tratate cu prioritate ca să nu iasă omul din termen. Sigur, și scopul nostru este ca oamenii să fie mulțumiți, că de aceea suntem pe posturile acestea, da? Suntem funcționari publici. Totodată să nu uităm că eroarea humanum est, cum ziceau latinii, da, e greșeală, nu? Și o eroare, dacă poate fi, nu? Dintr-o greșeală, nu cred că e din altă. Da, nu. Dacă există vreo eroare, este o eroare de soft pe care noi ne-o asumăm și o și corectăm. Acum... fac și eu pe avocatul diavolului, de azi, doar mereu ziceți de soft. Dar poate că și omul ăla, când a făcut introducerea datelor, personalul meu, când a făcut introducerea datelor în digitalizare, cum să zic așa, poate a greșit acolo. Nu, să știți că noi nu, prea multe introduceri de date nu am făcut, ca să înțelegem un pic fenomenul.
informatic. Acesta a fost următorul. Foarte multe dosare vechi au fost lucrate în Fox Pro. Și au fost în momentul în care translatate? În care s-au migrat datele din Fox Pro în Oracle, acum toată lumea știe de sistemul acesta Oracle, că lucrează și băncile cu acest sistem, la migrarea datelor, la dosarele în care au fost peste 10 recalculări, da, sau adică peste, mai lucrat și sau multe revizuiri, atunci, fiind versiuni diferite de program Fox Pro, la migrarea datelor, această migrare nu a mai văzut toate versiunile de program din spate. Am înțeles. Și vă înțeleg foarte bine, pentru că știu despre domeniul. Am sesizat tehnic de multe ori. Dar vreau să vă întreb un lucru. Așa a fost. Eu am înțeles mai acum câteva luni că aceste decizii au fost lucrate de soft la nivel național, că ele au fost trimise la casele de pensii doar pentru a fi eventual verificate și semnate. E adevărat sau casele de pensii le-au lucrat? Cum o s-a spus? Nu. Noi am lucrat inițial dosar cu dosar. Pentru introducerea datelor cumva, nu? Nu, noi datele le aveam. Datele le aveam pe hârtie și pe program informatic. Dar programul informatic, repet, era un program foarte vechi. Era vorba Bun, de am înțeles, dar emiterea deciziilor, practic, s-a emis de către dumneavoastră, de Eu către casă? Eu aduc că am făcut Fox Pro la științe economice prin anul 4, deci și între timp, Paul, acest sistem de programare este foarte vechi. Ei, în momentul în care s-a făcut migrarea datelor din Fox Pro în Oracle, s-au mai pierdut niște versiuni de program. Bun, dar lămuriți-mă și pe mine. Deci deciziile au fost, în formula care eu am primit-o, de exemplu, a fost calculată la Galați sau la nivel central și dumneavoastră doar de ați... Nu, inițial, deci am pornit cu acest transfer de date din Fox în Oracle, așa. Da? S-a făcut această migrare de date, da? Noi trebuia să picăm pe numărul de puncte de la dosar, deci s-a lucrat cu dosarul în față, apoi spre finalul etapei de evaluare a fost transmis un program numit Calcul, da? Care printr-o simplă apăsare de buton recalcula din spate, făcea nu știu să vă spun ce făcea, făcea o așezare a punctajelor așa, și a stagiilor. Dacă în pensii vorbim de punctaje și de stagii, cu asta lucrăm. Da, că la un moment dat rămășesc și, așa. Și printr-o simplă apăsare de buton se făceau aceste recalcule în spatele programului. Ei, și după aceea listai decizia, dar toată această atunci, recalculare finală s-a făcut în bulcuri. Bulcuri înseamnă câte 7.000, 6.000 de dosare odată, da? Deci acest ultim program a făcut o actualizare a datelor în bulk, adică informaticienii știu ce vorbesc. La grămadă. La grămadă, da. Da, deci erorile și mai toate sunt de soft, ca să înțeleg, da? Acolo, dar, și apoi noi am listat, nu am mai avut timp să luăm dosar cu dosar, să vedem dacă ultimul program acesta de care vă spuneam Bun, dar a făcut fost actualizarea datelor corect. Hopul ăsta mare a fost făcut acum. La solicitările care sunt și asezările care sunt verificați. Dar ponderea erorilor este foarte mică. Când nu va mai sesiza nimeni la dumneavoastră. O să corectăm, da, ne pare rău. Veți face și din oficiu anumite verificări așa în timp, băi, anul ăsta de la A la B, nu știu, dau un exemplu, sau numai la solicitare faceți. Nu, mai facem și niște filtre ca să fim siguri că deciziile au fost emise corect. Și dacă se găsesc erori în plus... În altă ordine de idei, noi avem și organe de control, adică știu, nu... control financiar intern, după aceea curtea de conturi, dacă nu mă înșel, nu? Da, curtea de conturi pe București, dar avem organe de control interne. Bun, și dacă găsiți că la mine mi-ați dat mai mult, ce se întâmplă în viitor? Ne facem debit. Nu facem debit și vă luăm banii înapoi. În eșalonat, bineînțeles, ca și cum i-ați dat. Pentru că era o dispută și pe chestia asta, că nu se mai ia înapoi dacă... Eșalonat, mai că debitele le dăm la finanțe și cei la finanțe știți că iau banii mult mai simplu ca noi, adică vă pun direct executare pe cont. Am văzut, da. Am văzut. Ok. Da. Și dacă sunt în minus, cum se dau bănuții? Dacă ați găsit că mi-ați dat cu 10 lei mai puțin. Și am un sigur an, că vă dăm decizie de revizuire și vă dăm banii suma restantă, înapoi, da? Da. De aceea spun că nu are sens să cheltuim banii la avocați, pentru că casa de pensii va face revizuirile necesare. Și în timpul care omul să nu iasă, că vă trimite decizia, vedeți acolo cam când a primit-o și cumva când iese din termenul ăla de general, de 45 de zile.
Da, și mi-am adus aminte, acum am văzut la zilele trecute o petiție făcută de un avocat în care, printr-o singură frază, ne spunea: vă rugăm să acordați indicele de corecție persoanei X, care a ieșit la pensie în anul 2002. În 2002 n-am avut niciun indice de Păi corecție trebuie conform luat, legii. da, trebuie luat legislația Așa. aplicabilă la momentul Și sigur, respectiv. persoana respectivă a cheltuit niște bani degeaba. N-a știut și a cerut la Pentru că avocat. noi o să-i răspundem că nu am avut Sunt cadrul legal prea de mulți acordare. specialiști care se Nu am pricep și avut cadrul care legal de își acordare a bazuie de indicele oameni. de Da, corecție. ok. Dar acum dacă eu vin și zic, domnule, dați-mi și mie ca indicele de corecție de la 1 septembrie. Și uitați, dacă v-am spus de indice de corecție, acesta era un alt beneficiu acordat E adevărat. unora. A Da. început de la 1, Indice nu? de corecție care a dus la o mare discrepanță între pensii. De exemplu, când am ieșit eu la pensie, era 1,2. Și la imediat Da, câteva și luni în a fost ultimii 1,41. Un 1,41, da, coleg care a ieșit cu mine a avut pensie mult un mai mare indice decât a foarte mea. bun, iar cei care au luat indicele acesta de 1,41 au avut acum majorări mai mici. Exact. De aia s-a văzut că unul cu un indice 1,10, 1,20, cum am fost, a A luat luat, niște bănuți mai mult. Și a zis, exact, dar de ce exact. ăsta a luat mai mult și eu n-am luat? Pentru că tu ai luat mai mult mai înainte. Exact, Și ai exact. Noua primit. lege dorește să elimine inechitățile din sistem Ok, dar trebuie și, spus încă o dată. da, Indicele nu mai există de la 1 indicele septembrie. nu mai există, nu mai există nici articolul acela cu poluarea, Că care dacă ai era... lucrat într-o localitate în raza 30 de kilometri, localitate care era trecută în anexa unei legi cu privire la poluare, Da. ieșeai cu 2 ani mai devreme la pensie. Da, dar nu ieșai la o limită de vârstă, ieșai la o pensie anticipată, Anticipată, puteai să parțial, calci. și Bun, nu mai dar puteai să lucrezi. beneficiai de cei 2 ani reducere. Acum nu mai există. Da, au fost concluzii mari și cu acel articol, pentru că acel articol era legat de pensia anticipată parțială și nu de pensia de limită de vârstă, cum Ok. Păi s-a era o prezentat. confuzie, da. Acum să nu mai spunem că la combinat nu mai există, la Galați nu mai există poluare de vreo 10-15 ani de zile, nu? Nu mai poluează. Da, dar acel articol a dispărut complet. Odată cu legea, da, cu noua lege a fost Da, abrogată. da. Da, director, altceva, ce Aș vrea mai... să amintesc despre articolul acela, articolul 56 din legea 360. Este un articol foarte bun, am mai amintit și în februarie când am fost la dumneavoastră de el. Deci dacă avem un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, plus încă 5 ani format din sporul de grupă, dacă tot am vorbit de sporul de Copii. grupă, dacă avem facultate, nu avem legătură cu copiii aici. A, mă gândesc la Dacă toți. avem ani de facultate, armată și așa mai departe, formăm acești 5 ani de perioadă necontributivă, plus 35 de perioadă contributivă și putem ieși la o pensie cu 5 ani mai devreme, da, la o pensie de limită A, de vârstă. Este și un femeile articol, sunt ceva suplimentar. este un articol extraordinar de bun. Da. Deci dacă eu am 35 de ani și consider că am 55 de ani, nu știu cât am, și am 35 de ani de muncă și știu că mi-am adus aminte că am facultate și ce mai am eu cu încă 5 ani de zile, pot să ies mai devreme cu 5 ani decât Exact, aș poți fi. ieși la un 60 de ani, Da. da? Cu un stagiu de 35 plus 5 necontributiv. Ce negativități sau ce aspecte negative ar mai fi din legea asta de care s-au făcut griji? Pentru că înțeleg și la acordarea timpului mai mult de ieșire, mai devreme la pensie pentru cei care au grupe, că a rămas în continuare, nu mai a rămas A în rămas, stadiul sigur, ăla cu 13 ani sau de cât era. sporul de grupă a rămas în continuare. Dar nu la același... Numai că la deschiderea dreptului de pensie, noi o să ne uităm la contributivitate de data aceasta. Deci iată că sporul de grupă o să mă ajute eventual la articolul de care vă spuneam mai devreme. Da? Dar la deschiderea dreptului de pensie, eu trebuie să am un stagiu complet de cotizare realizat, prevăzut de lege. Deci nu mai beneficiez de reducerea... Nu o să mai beneficiez de reducerea de sporul de grupă. Sporul de grupă îl voi folosi la alte articole, cum este acesta. Da, probabil că n-ați avut sesizări pentru viitor, pentru că încă nu N-am știm. avut Oamenii nu știu. sesizări, pensia anticipată parțială a dispărut, vorbim de pensia anticipată, care de fapt e același lucru. Ce să zic, eu și cu televiziunea vă găzduim de fiecare dată când sunt Da, trebuie să transmitem oamenii că încă mai aspecte, sunt o să dăm emisiunea în reluare câteva inegalități zile. și Da. în fiecare zi noi asta facem, explicăm acele decizii,
Ne uităm pe ele să vedem dacă sunt corecte sau nu, dar în principal ce am observat eu din tot ce mi-a intrat pe mână la audiențe, acel sport de grupă, el apare deseori, apare deseori și atunci oamenii ne întreabă de ce nu ne dați bani pe anii ăștia dacă eu am aici la perioade necontributive, am 12 ani, 14 ani, de ce nu ne dați bani? Pentru că sunt anii noștri. Da, deci sunt, dar sunt ani câștigați ani, într-adevăr, de sport de grupă. Dintr-un beneficiu, nu, la lege, care era la vremea respectivă. Și s-au primit bani și pentru ei. La vremea e sportul de grupă acolo, da. Deci practic m-a ajutat doar la deschiderea dreptului de pensie, acel sport de grupă, la vechime. Da, la vechime. Da? Deci sunt ani care m-au ajutat la vechimea. Credeți că după, să zicem așa, liniștirea apelor cu această lege, au dispărut așa și inechitățile alea sau mai rămân în continuare unele aspecte? După părerea mea, inechitățile au dispărut. Bineînțeles că, așa cum v-am zis că am avut astăzi ședința cu sindicatele din combinat, în continuare vor fi nemulțumite aceste persoane care au lucrat în condiții grele. Deci, cu pensiile care le au, în continuare constat că sunt nemulțumite. Da, probabil că se vor stinge pe parcurs. Dar ce n-am abordat deloc, doamna director, și chiar eu, emisiunea se cheamă Dreptul la viață și mă gândesc la acei oameni cu dizabilități, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte, despre nevăzători și alte, cum stăm la Galați, că e o mare dezbatere pe tema asta. Da, avem și noi un număr de 12.000 de persoane cu dizabilități. La indemnizația de însoțitor avem o majorare conform legii, bine că mi-ați amintit. Da. Avem 50% din salariul minim pe economie. Da? Deci, prin legea pensiilor s-a putut aceasta sau prin legile lor speciale? Nu, acum, pe legea nouă, indemnizația socială de însoțitor. Da, indemnizația de însoțitor, da, crește la 50% din salariul minim pe economie, da? Care acum? Salariul minim pe economie la valoare 1700. Okay, da, da. 1800, cam așa, 1700. Da. Dar legat de pensia lor? Că legat acolo de pensia lor nu există majorări. V-am zis că aceștia au rămas în categoria aceasta de... Nu, nici căderi, nici majorări, nu există la ei nicio fluctuație, nu, nimic? Au rămas în categoria de indemnizație socială minimă. Uh-huh, acum depinde că ei mai au și pensii de invaliditate. Dar înțeleg că oricum e în analiza guvernului, am văzut, da, la asta nivel vreau să național. Vă zic, mi-ați luat vorba. Da, iertați-mă, da. Da, sunt în analiza guvernului și, și eu poate guvernanții noștri vin cu programe sociale, am înțeles, pentru această categorie defavorizată. Așadar, ca să coincidem la emisiunea noastră din februarie, când mă întrebam ce puncte în plus sau minus și avantaje, dezavantaje al celegea, spuneați atunci că aduce mult mai multe avantaje. Acum e la fel sau... Da, eu consider că este o lege mult mai bună decât cea care a fost. Mult mai bună. Da. În schimb, e o lege bună pentru cei care muncesc. Că dacă nu avem ani de muncă, nu e o lege bună, vă dați seama. Că pentru cei care... Care muncesc mai mult, rămân mai mult încă mulți. Pentru cei care au un număr de ani mic... Nu știu dacă sunt sezer. Pe mine m-au mai sunat oameni din oraș să mă întrebi diverse chestii legate de asta și am zis, uite, o să vină doamna director și o să stăm acolo, uitați-vă la emisiune. Cred că personalul de la Casa de Pensii Galați, nu am sesizări, dar cred că se comportă civilizat și demn, pentru că înțeleg că la multe case îi repede pe oameni, pe bătrâni care da, sunt. Da, nu, și... eu țin, pun mare accent pe atitudinea colegilor mei și îi urmăresc gând de aproape. Că dacă îi explici unui om care chiar are o problemă, îi explici da, cu blândețe, cu un zâmbet, dacă se poate, că sunteți noastră obosiți, cei din Casa de Pensii, știm asta. A fost da, o muncă dar totodată extra, da, noi realizăm că suntem funcționari publici și suntem nu, în serviciul dumneavoastră, practic. Da, ce să zic, vă mulțumesc în numele celor bucuroși. Eu am transmis lucrul acesta rămân, și colegilor mei. Și da, rămân alături de ei și de dumneavoastră pentru cei care sunt mai puțin mulțumiți și care sunt încă neclari în ceea ce au primit, deciziile pe care au primit și sperăm într-o colaborare bună și pe viitor. Mult succes, mult spor la muncă. Mulțumesc. Și la avantaje. La revedere, dragi telespectatori. Sperăm că, așa cum am spus și în timpul emisiunii, s-au mai lămurit, s-au mai înțeles anumite aspecte negative. Oricum ar fi și orice ar fi, noi și televiziunea noastră vă stă la dispoziție când avem posibilități ca să încercăm să lămurim
eventual mai mulți pensionari încerce să nu mai ajungă la case de pensii, poate unii nici nu pot să ajungă, se uită la televizor, știu că emisiunea e urmărită și vă mulțumesc și dumneavoastră și doamnei director încă o dată pentru solicitudine. La revedere! Mulțumesc și eu, Dumnezeu!